Inima și rinichii comunică la nivel chimic. Când în vase sunt depozite de grăsime, la rinichi ajunge mai puțin oxigen. Iar când la inimă ajunge mai puțin oxigen, înseamnă hipertensiune. Prea puțin oxigen declanșează o cascadă de comunicare chimică. Nu e în ajutorul organismului uman. Determină vasele să se strângă, să se contracte și contribuie la apariția hipertensiunii arteriale. Vedem o comunicare uriașă între rinichi, vase de sânge și inimă, la care toate aceste organe încearcă să se adapteze. Din adaptare, pagube uriașe, chiar pentru ele. Vasele care au depuneri de grăsime nu lasă sângele să curgă normal. Organele vor primi mai puțin oxigen din sânge. Apare reacția de stres. Reacția de stres găsim și în diabet, dar și la un hipertensiv. Rinichii încearcă să se adapteze la noua situație. Din adaptare, însă, se autodistrug. Un debit mai mare să aibă mai mult oxigen. Debitul mai mare înseamnă hipertensiune. Acest hormon, renina, declanșează un sistem complicat de comunicare. Se numește renină, angiotensină și aldosteron. Odată activat, organismul reține și mai multă apă și sare, iar crește tensiunea. Suferă și inima. Profesorul universitar dr. General Ismail, medic primar, nefrolog, Institutul Fundeni, în special, aldosteronul e un hormon cardiotoxic, determină suferința vasculară, iar această activare e o buclă și cea mai gravă e în cazul unei boli renale. Ce face hipertensiunea nediagnosticată și netratată? Celulele rinichiului nu vor mai fi funcționale, apare insuficiența renală. Inima se îngroașă să se adapteze și până la urmă va deveni ineficientă. Se numește insuficiență cardiacă. Rinichii se simt bine la cel mult tensiunea arterială 12. Sfatul medicului este să vă măsurați tensiunea din 6 în 6 luni. Relatează știrile protv.ro.